Daniel și Curareș. Haideți să ne uităm la lecție. Gata? Ne uităm la lecție. Ce? Da. Nu, nu, nu. Încă o dată, să știți că pentru o perioadă n-am să mai fac cu video. Domnul, știți de ce? Facem pentru că azi. Datorită videoproiectorului am ajuns la concluzia că eu fiind mai mult cu ochii în calculator acolo, voi mă uitați pe pereți, pierd contactul vizual cu dumneavoastră și efectiv nu mai sunteți atenți. Și vă dor ochii. Nu că mă dor ochii, da? Am zis, hai să fac cel puțin pentru o perioadă, din nou la tabla de șah, cum făceam acum 10 ani. Câți ani aveai la de șah cu 10 ani? Să știți că lecțiile vor fi după următorul tipar. Prima dată încep cu o partidă scurtă, da? Și pe urmă încep cu niște întrebări recapitulative. Domnul, pe rând, așa vă facem maturi de... Mai nebunit cu maturi într-o mutare. Tu știi doar maturi într-o mutare. Haideți să începem cu o partidă. Gata? 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 Bun. Deci, albul începe cu pionul din fața regelui, două pătrățele. E4. Rareș este o mutare foarte bună, foarte bine. Exact asta vreau să te întreb și negru joacă pionul de la B7 la B6. Doamne, ce s-a întâmplat cu dama de mai are doar două? Mai are doar două? Ați motocit-o regele are. Și deci, a dat... Gata. Deci, negru joacă B7, B6, cu intenția de a scoate acest nebun, care nici ăsta nu mai are căpușor, să-și-l scoată aici și să atace acest pion. Evident, în astfel de situații, când aveți posibilitatea și adversarul vă lasă, imediat ocupați centrul cu cei doi pioni centrali. Deci, D2, D4. Acest centru de pion, format din pionul D4 și pionul E4, pionul nu puteți să luați. Cum? Cu pionul acela nu puteți să luați. Nu. Stai ca să înțeleg. Domnul, deci are o forță foarte deosebită acest plug de zăpadă. De ce? Deci, încă o dată, când adversarul vă lasă să împingeți cei doi pioni în centru, este foarte bine să îi împingeți. Pentru că, uitați-vă, pur și simplu, aceste patru câmpuri, toate aflându-se în țara inamicului, sunt practic niște câmpuri interzise pentru piesele negre. De exemplu, dacă un cal ar ajunge aici, pionul ăsta l-ar păpa. Dar aici, el l-ar păpa. Și tot la fel. Deci, efectiv, cu doi pioni, adică cu două cele mai slabe piese, eu controlez patru câmpuri în teritoriul adversar. Să știți un lucru. Nu sunt chiar și de slabe. De cine este jucată partida? Domnul, că sunt noi puterea creștigată. Nu, are de doi amatori, ca noi doi. Bun. Ia, și negru ce am zis? Da. Normal că dacă sunt ei până are forță mai multă. Bun. Haideți mai mult, fiți atenți și îmi puneți întrebări când trebuie. Deci negru joacă nebunul de la C8 la B7 și mi-atacă acest pion. Da? Trebuie să iau măsuri Daniel și Daniel. Eu nu fac... Vezi? Asta mi lipsea mie când eram cu proiectorul. Uitându-mă acolo la proiector, voi pur și simplu puteați, de exemplu, cum încerca și acum să juca așa. Acum, pentru că sunt cu căpușoiul deasupra calculatorului, vă văd. Deci nu mai aveți loc de întors. Sunteți atenți aici. Deci acest pion trebuie atacat, îl trebuie apărat pentru că este atacat. Bună ziua, Andrei. Și albul preferă să-l apere așa. Cum putea să-l mai apere? Să-l apere și cu acest cap, da? Sunteți de acord cu mine? Deci indiferent că scot căluțul și apăr pionul sau indiferent că scot nebunul și apăr pionul, misiunea la adică este îndeplinită. Și aici, da. Pentru că când am mutat de la... Că când, da. Atunci. De la D, trebuia să mutezi și după aia. Nu. Deci fiți atent. Este foarte... Până aici albul se dezvoltă conform principiilor deschiderii. Deschiderii. A luptat pentru centru și
A pus mânuța pe centru datorită acestui plug, acum și-a scos și căluțul, în nebunul îți scoate și căluțul, face și rocadă și își îndeplinește cele trei reguli de bază ale deschiderii. Care sunt cele trei reguli de bază ale deschiderii? Zi, da. Să scoți pisul de ușor afară. Da. Să faci rocada. Da. Și să lupți pentru... centru. Exact. Deci eu deja am ocupat centru, ura. Eu deja mi-am scos o piesă, mai trebuie să scot o piesă, fac și rocadă și pe urmă, după ce voi scoate și acest cap și acest nebun, voi termina practic deschiderea. Da, toate misiunile din deschidere, da? Și acum negru zice, ha-ha-ha, și face mutare. Pionul de la pe 7 la pe 5. Două atacuri pe un pion. Și o singură apărare. Și o singură apărare, da? Și la prima vedere te întreb, păi bine, bine, dar nu pot să ți-l bat. Eu, nu. Nu? Ideea, la prima vedere, nu. La a doua vom vedea că, de fapt, e bine să bat. Dar ideea care este a negru, zice așa, dacă tu cumva vei bate cu acest pion, am să-ți bat cu nebunul aici, îmi iau pionul înapoi și ți-o fi dura. Aha. Și fac o burtă mai mare ca a ta. Și practic ai dat un punct și ai pierdut 6 puncte. Nu, exact. Trebuie să ți-l ia și îl iei cu nebunul și nebunul trebuie să fie blocat. Stați un pic, deci albul este la mutare. Nu, deci toată gândirea negrului în acest moment, fiți atenți la mine, este bazată pe următoarea idee. Când albul bate, negru bate și pe urmă turnul ăsta e popat. Dar albul exact așa, deci se face că nu vede. Deci bate și negru bate și zice bibi, oh, un catar pureci de turn, tam. Da, stați un pic să înțelegeți unul. Care este scopul și acum? Zi. Să dai și acum. Corect. Știu. Și atunci vedem practic în această miniatură, deci David, ești atent aici, nu-l contum nici pe Andrei. Vedem în această miniatură cum există un pericol imens în momentul când negru va, sau dar chiar și albul sunt poziții în care înaintarea acestui pion de pe coloana F este foarte periculoasă. Practic, lecția de astăzi se cheamă pericolele când împingi pionul F. Deci, practic, aici albul zice, voi vreau să-ți dau mat. Șa, dintr-o dată. Nu este mat. Dar care e singura mutare care o are la dispoziție? Să bage ceva. Deci când primești șah, ai trei posibilități. Să iei piesa care îți dă șah, nu poți. Să fugi, nu poți. Să protejezi, să faci ceva între piesa ai care... Ai cum să faci? Ai pion. Dar albul zice... Și acum dacă e așa, vine șah și mat, nu? Ura, dar negru aici, efectiv zice că nu stai un pic, stai. Păi scot calul să-ți atac dama. Și după ce pleci, îți iau pionul. Poți să moți în spate înapoi, da? Asta e atitudine de pradă. Tu trebuie să fii leu paraleu. Trebuie să fii cel mai tare din parcare. Deci într-o partidă poți să fii pradă sau prădător. Deci nu se pune problema. Deci dacă ești pradă, aleargă prădătorul după tine și te prinde de coadă, te aruncă jos și te agăta. Nu e așa. Deci atenție. Ia uitați ce joacă albă aici. Bate acest pion cu șah. Negru zice, ipa, mi-ai dat dama? Și ăsta îi zice șahmat. S-a terminat partida. Păi șahmat, da. Deci scopul șahului prin șahmat nu contează că tu termini o partidă cu... Nu contează că... Deci am înțeles, mulți legile pe aici, nu? Nu, e șahmat. Deci, încă o dată, nu contează cât armata ai, dacă tu ai... Și o altă mică partidă și pe urmă vreau să vă întreb pe dumneavoastră mici întrebări, dar iar o mică partidă legată tot de... Unde vreau eu întrebările?
Întrebările vin la toți. Da. Avem și mai aici tarabăde cu telefon. Și să ai? Tarabăde, îți faci vaze. Se poame? Tarabăde mici. O tarabă de mici? Las că ajungi acasă și îți face tate o tarabă de mici. Da? Bun. Haideți să ne uităm la o altă miniatură, David și Cezar. David și Cezar. Deci arul începe cu pionul din fața David. Despre deosebire de partida anterioară, aici a început cu pionul din fața David. Este o deschidere bună și asta, da. De fapt, să vă spun, încă o dată, în majoritatea cazurilor, albul când începe la prima mutare, mută ori pionul din fața damei două pătrățele, ori pionul din fața regei. Eu am mutat din fața damei. Și încă o dată, indiferent că îl muți pe cel din fața damei sau pe cel din fața regelui, dar stai jos și lasă-l pe Alex în pace. Nu se schimbă nimic. Ba nu, se schimbă mult. Dar ideea de bază a albului să-și facă plugul de zăpadă, ca în partida anterioară, Rareș. Rareș. Așa. Și aici, de obicei, negru are trei posibilități să oprească în 2 e 4. Una, să joace și el de 5. Și nu mai poate să joace 4, că ți-l bat. Să joace cal pe 6. Și nu mai poate să joace 4, că ți-l bat. Sau să joace cal în această partidă pe 5. Da? Asta are și are denumire. Se cheamă apărarea olandeză. Rareș, te rog frumos să te oprești din mișcarea asta cu scaune și să fii atent aici. Pe bă, David, hai și tu fii atent aici. Haideți, vă rog eu frumos, că trebuie neapărat să învățați și cât mai repede. Apropo, să știți că pe 1 iunie avem concurs de șah. La pădure, da, pe ziua copilului. Da? Și pentru asta vă solic la pădure. La pădure unde sfraș și mure și eventual aduce și puțin mici pentru tine, nu? Ok, ok. Ok, deci stai cu izvără. E acolo un restaurant. Bun, haideți. Deci, gata? Pot relua? Da, bine. Te scot acum. Da, deci. Încă o dată vedem cum negru și-a pus pionul aici. Ca pe urmă să scoată călul, pe urmă să joace așa, pe urmă să joace așa, să facă rocat. Sau poate să joace iar căluța aici, să joace așa, să joace așa și iar rocat. Ăsta este planul de dezvoltare. Dar să de atâtea ori. Păi nu, ți-am spus ce ar vrea el să facă. Ăsta e unul din cele două planuri de dezvoltare. Da. Și evident că tu, cunoscând la o adică ce vrea, negru, cum să se dezvolte în continuare, albul joacă aici nebun G5. Si? Na, mai scoate tu cap aici că ți-l boată. Atenție! Deci, încă o dată, când scot calul aici, îi las posibilitatea albului să-mi bată calul și vor apare doi pion dubli. N-am învățat încă, dar doi pion dubli sunt cam cât unul singur. Adică sunt o slăbiciune. Pentru că, care e visul oricărui pion? Să se transforme în damă. Spuneți-mi și noi cum se transformă ăsta în damă dacă l-are pe frate sub fața lui. Dacă ar fi așa, ar fi altceva, da? Dar... Proate scos cu primul... Nu, la adică asta e o mutare într-un fel de... așa... De ghicire a viitorului. Băi, muți calul ceva. Dar negru se gândește, mă, dar tu ce cauți în țara mea? Încă dată am zis, asta e țara albului, asta e țara negrui. Ce cauți tu în țara mea? Vă aduceți aminte de... Ce? Da, de lecție. Optat și opt negru, stai că rare. Treci la loc, că n-am. Deci vă aduceți aminte de lecția aia, nu știu de cum? Vă aduceți aminte de lecția aia, un șut în cun? Da! Orice piesă care în țara mea, o întreb de sănătate, îi dă un șut în cun. Și exact asta face negru. Așa, pleacă vă. Dar albul aici, ia, uitați-vă, vă rog. Și albul și le trage. Zice, bine, mă, mai convins.
același timp, dacă ne legăm și de o altă lecție, ca o patrivă. Vă aduceți aminte de lecția înaltă în care vorbeam despre piese neapărate pe linia 4 și a 5-a? Da, da. Da. Asta e o piesă apărată? Nu. Nu. Deci o mutare foarte bună, de exemplu... Nu. Da, ești apărat. Ești apărat. Deci, la prima chestie care mă întreb, fără să-mi pui o întrebare coerentă aici și să vorbești despre pisica de acasă, te scot afară și te țin 5 minute, da? Hai, te rog eu frumos. E ultima dată când spun asta. Deci, o mutare foarte bună ar fi la o adică să joc un C5 sau alte chestii. Dar aici negru zice așa, mamă, dar eu pe ăsta-l prind. L-am prins în capcană și joacă G5. Și după negru G3 joacă F4. Bye, bye. Și greșit. Fiți atenți aici. Da. În această miniatură vedem încă o dată pericolul când înaintezi pionul de pe coloana P, dar mai vezi un pericol. Când faci prea multe mutări de pioni laterali în deschidere. Când faci mutări de pioni în deschidere, este bine să faci 2, 3, maxim 4, dar pionii să fie în centru. Ăsta a făcut 1, 2, 3, 4, dar pe lateral. Și efectiv aici, albul câștigă materiale. Ia uite ce joacă albul aici. E3. Păi poți să-l bați pe ăsta? De ce nu poți să-l bați pe ăsta? Nu poți pentru că ți-a cu pionul. A, și ce dacă puține poate, el lui convine să-ți dea un pion să-ți ia un nebun. Ar câștiga 2 puncte. De ce nu poți să-l bați? Pionul face un punct. Deci nu e vorba dacă... Dacă îți bate, el câștigă material, dar de ce nu poate să-l bată? Zi, Bogdan. Domnul, dacă luați pion, pionul negru. Nu, negru este la mutat. Da. Și negru, de ce nu poate să bată acest negru? Că pentru asta a alergat cu limba scoasă până acum. A jucat H6, a jucat G5 și acum a jucat pe 4 și l-a prins pe ăsta, într-adevăr, pentru o anumită cușcă. Dar problema e că ai făcut prea multe mutări de pion lateral, este rareș. Să știi că nu vezi răspunsul uitându-te pe geam. Da. Păi și dacă e apărat de pion? Alo, haideți să, încă o dată, să înțelegeți pentru ultima dată, vă explic. Atâta timp cât eu îți dau ție mai puțin și îți iau mai mult, te-am păcălit. Deci eu îți dau un pion și îți iau un nebun. Adică îți dau un punct și îți iau 3. Asta la piață se cheamă hoțomănie. Adică, înțelegi? Da, nu, sau să explic eu mai bine. Pâinea costă 3 lei, da, și tu dai 1 lei și o furi. Dar da, încă o dată, ia uitați-vă. Adică dai 1 lei și voi. Nu sunteți atenți. Deci la acest P4 iar pe G3 urmează să dăm o H5 mac. Pentru că din nou a mutat pion. Și din nou și-a slăbit flancul regiului. Și atunci ăsta săracul zice, aoleu, ăsta vrea să-mi dea mat. Și împinge pionul odată. Nu? Hop. Și zice așa, ia uitați-vă. Acum e apărat de tot, nu poți să joci dama H5, da? Și zice, a, o să-mi bați aici acum, dar eu nu-ți bat. Îți mai împing o dată și iar ți le-au pus. Și chit că-ți dau 2 pion pe el, tot voi câștiga material. Ce joacă albul aici? Când, domnul, da. Albul va da mat aici sau negru? Albul. Ia uite ce joacă albul. Nebune tu. Zice, din nou poți să-l bați pe ăsta? Nu, că am două bătăi. Deci încă o dată când bați, îți bat cu șa, bat cu turnul și bat cu damă. Ia șa patru. Nu poți să împingi în față, da? Încă o dată, nu poți să-l împingi pe ăsta în față, unde ești bibicule, aici, nu poți să-l împingi pe ăsta în față, pentru că el urmează șac și mat. Și atunci, cum scapi de acest nebun ia pe H5-a? Se gândește în negru. A, pe scot ca. Și-l mai apără dacă. Dar acum albul bate. Și negru zice, păi da, dar îți prinde, ți-l prinde. Da, da, nu mai bat o dată. Păi
Și tu bați, nu? Și îți bag capul. Nu? Și tu bați, nu? Și îți dau iar mat. Nu, e până acum tot cu dama, că o să-ți bate cu tu. Dar vine, apare și doamna ta. Da. Da? Da? Bun. Și acum, haideți să facem în încheierea acestei întrebări. Și să vă las. Da, întrebări. Și voi eu așa, pe ordine, o luăm cu cunoașterea tablei. Eu. Rareș, câte câmpuri are tabla de joc? 8. Nu. Cine știe? 8. Câmpurile sunt pătratele astea. 64. Pentru eu cu grupele anterioare, când nu cunoșteau, nu știau acest răspuns care este vital pentru voi, mă faceți de cacao pe mine ca eventual învățător al vostru, să nu știți că o tablă de șah conține 64 de pătrate. 8 ori 8, 64. Eu știți ce făceam? Îi puneam să număr. Număr. 1, 2, 3, 4, 5. Și când ajungea pe aici, 32, 33, 34, 35 și le ieșea limba din gură. Se și încurcau, veneau înapoi. De ce dată? 64, 32 sunt în țara albului și 32 sunt în țara albului, da? De nou, bine! Fără bine, fără bine, fără bine! Da, să știți că nu pentru asta le-am avut. De ce sunteți? Asta este rare și este mai slăbut. Trebuie să se îngrași. Da, uite. Da, bun. Gata. David. David. David, zi ce culoare are câmpul F5. F5? Da. Păi neam. Eu că ia, clar naiba să fie. Ho! Andrei, ce culoare are câmpul B7? Are și B7. Da. Albă. Corect. Cezar, zi ce culoare are câmpul D9. D9? Da. Pe mine există. Așa trebuie. Ți-a pus o întrebare în capcană. Nu există 9 linii, da? Foarte bine. Bravo. Daniel, ce culoare... Vine în piață și primești. Mamă, să-ți bătaie eu de la mama ta. S-a căzut dintele în bomboanele mele. Să-l vinde în piață și primește bani pe el. Bine, hai, gata. Voi. Toma! Spune-mi, Toma, gata. S-a ascultat răspunsul lui Toma. Spune-mi toate câmpurile de pe diagonala A1 H8. Zile. A1 H8. A1 H8. De pe diagonală, zi. Păi da, asta deci, A1. A2. B2. B2. C3. D4. E5. F6. G9. G9. G7. 9. H8. Bun. Bun, foarte bine. Le zisem toate. Foarte bine. Întrebare. Da. Le dau așa cum îmi vin în cap. Da? Sper că nu vă supărați pe mine. Dar vreau neapărat să-mi dau seama în ce stadiu, dacă ați învățat ceva sau mi-am bătut gura de pomană cu dumneavoastră. Ce ziceți? Bă, dar vreau mult că vă Bă, să vin de la ce se face.
Pe amândouă, nu? Este toată lumea de acord cu Rareș care ne-a spus nouă că aici nu poate să facă amândouă rocade. Da! Nu! 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 Pe cea mare! Corect. Vezi, Rareș, că nu ești atent? Pe a mică nu poate să o facă pentru că trece prin șacul acestui nenorocit. Deci, când ieși din șac, când treci prin șac sau ai ajuns din șac, da. Eu nu știu rocada, mică. Nu e nimic, ce? Foarte bine. Nu știi să faci rocada mică. Auzi, Rareș, indiferent că faci rocada mică sau cea mare, regele sare un pătrățel. Gata. Toți ați fost în faza asta. David, toți ați fost în faza asta. Indiferent că vrei să faci rocada mică sau o mare, regele sare un pătrățel și ajunge pe al doilea. Deci faci rocada mică, sare un pătrățel, ajungi aici, pe al doilea, iar tot timpul la rocadă, tura sare peste rege, așa, și aterizează cu parașuta peste el, așa. La fel și la rocada mare, regele sare un pătrățel, aterizează pe al doilea și tura, într-adevăr, aici sare mai mult. Bing. Dar încă o dată, trebuie neapărat să cunoașteți cazurile când nu poți să faci rocadă. Ana, vin când nu poți să faci rocadă. Domnul, care sunt cele cinci cazuri? Când este șap, când ai șap, când trebuie șap, când e mat și... Nu, când e mat. Deci zis așa, când ești în șap, când treci prin șap, când ajungi în șap. Încă două. Când mergi prin șap. Când... Deci încă o dată, când ești în șap, nu poți să faci rocadă când ești în șap. Adică o piesă adversuță așa, foarte bine. Când treci prin șah, nu poți să faci rocadă, adică acel câmp pe care îl sar cu regele este controlat de o piesă adversuță. Dacă sare, câmpul sare peste cum și nu-l vede nebunul. Da. Și mai sunt două cazuri. Când nu poți să faci rocadă? Când e mat. Da. Zi, Daniel. Când... Păi, zise rău, când ești în șap, treci prin șap sau ajungi? Când ai mai mult rege. Când ai mutat din rege, al patrulea și ultimul, cel mai simplu. Când ai mutat din turn. Nu. Aoleu. Nu. Deci, când ai piesă între rege și turn. Deci, dacă ai un cal aici și un nebun, ca să faci rocada mică, nu trebuie să le dea un surd în bun la piesă. Dacă nu, ne scoteam din telețea, ni se rupe rădăcina. David! Da! Numai tu și cu Alex puteți răspunde la întrebarea asta. Nu știu cum Alex. Se cheamă poziția asta, rege față în față? Asta nu știu nici. Baterie de rege. Reactor de rege. O poziție, măi, copii. Eu, rege, trebuie să răspundem, nu tu. Ce zice regula o poziție? Mama, așa spune. O piesă de mai mult. Mai pot fi care sunt Toma? Mersi, da. Toma, în deschidere trebuie să respecti trei reguli principale, care sunt lupta pentru centru, scoaterea pieselor ușoare afară și ia loc. Și punerea regelui la adăpost. Dar pe lângă aceste trei reguli foarte principale, noi mai avem și niște sfaturi. Dăm două sfaturi pe care e bine să le respecti în deschidere. Știu. Zi Cezar dacă știi. Rocada. Nu, aia intră în principii generale, spui regele la adăpost. Nu, tu nu. Zi Toma. Deci, în primul rând, știi care e diferența dintre sfaturi și reguli? Sfaturile mai pot fi încălcate. Regulile de nicio culoare. Dăm două sfaturi pe care e bine să le urmezi în deschidere. De genul, e bine să scoți dama la început, înaintea pieselor ușoare? Nu. Întotdeauna dama fiind cea mai puternică, înseamnă că adversarul se poate dezvolta pe seama ei, atacându-ți dama cu o piesă mai ușoară. Asta ce înseamnă? Că el își va dezvolta mai repede piesele decât tine. Dar să știi că există totuși și deschideri în care se scoate dama la joc. De ce? Acolo dama se poate așeza pe un câmp unde nu mai poate fi
tracasată de piesele adverse. Dă-mi un alt sfat. E bine să muți cu o singură piesă de mai multe ori în deschidere? Nu. Pe ce tu te duci să lupți cu o singură piesă împotriva unei armate întregi? Deci dacă, de exemplu, albul scoate toate piesele la luptă și negru se duce, am o damă sau am un cal nemaipomenit, mă duc cu căluțul să lupt cu toată armata. Nu am altceva la bătaie, nu? Câte mutări de pion e bine să faci în deschidere? Trei, patru, maxim, da? Și asta numai mutări de pion din centrul tablei. Așa cum văzut în partida noastră anterioară, în care negru tot timpul pierdut pentru că a făcut multe mutări de pion cu pion lateral. Da? Bun, foarte bine. Ce trebuie să vă mai pune? Ce? Ce să? Pe tine? Să te întreb pe tine? Dar de fapt e ora 5. Sunteți liberi. Să mergeți. Ce? Exceptându-l pe Toma, da? Toma, tu mai rămâi aici pentru că mami tot mai întârzie un pic, da? Hai. Bun, puteți pleca. Restul ne vedem.